cu o situație cutremurătoare, acordarea unui ajutor de urgență fetiței Irinei Larisa Mihaela, fata care a avut accidentul cu trecerea de pietoni și mama ei a decedat, Dumnezeu să o ierte. O situație dramatică acolo, fetița a plecat de luni din nou la București, trebuie să facă niște analize, are nevoie de bani și doresc ca până la sfârșitul săptămânii să-i transferăm efectiv acești bani în cont. Dumnezeu să o ajute. Supus votului într-o ședință de îndată a Consiliului Local Suceava, proiectul a fost votat în unanimitate de consilierii prezenți, 22 la număr. Astfel, până la sfârșitul acestei săptămâni, în contul deschis pe numele tatălui fetiței, Victor Maniliuc, va fi virată suma de 25.000 de lei, aprobată de consilierii locali. Inițiativa a fost salutată și de consilierii opoziției. Vreau să felicit și să apreciez gestul celor care au inițiat acest lucru. Este un gest omenesc, este un gest de solidaritate și felicitări celor care s-au gândit la acest lucru. Maiorul Irina Irinei și fetița sa au fost accidentate pe trecerea de pietoni din fața Palatului de Justiție la mijlocul lunii noiembrie anului trecut. În acel accident, mama fetiței și-a pierdut viața la numai 40 de ani. Fetița sa, în vârstă de un an și jumătate, care se afla în cărucior, a fost grav rănită. Conform expertizei poliției, șoferul mașinii în vârstă de 26 de ani din Mitocul Dragomirnei circula cu o viteză nepermis de mare și a reușit să oprească autoturismul tocmai la o distanță de 70 de metri față de trecerea de pietoni. Cele două victime au fost proiectate în zona trotuarului din partea dreaptă la distanțe de 20 până la 40 de metri față de marcajul pietonal. Fetița aflată în stare gravă a fost transferată la București pentru investigații și tratament de specialitate, iar pe 20 decembrie anul trecut a fost externată, cu evoluție lent favorabilă, cu minime ameliorări neurologice. Banii, aprobați de consilierii locali suceveni, vor contribui la plata tratamentului pe care micuța îl are de urmat. Vorbesc mai mult ori, tatăl fetiței, tatăl este un erou. Acest om este un erou în această dramă. El stă cu această fetiță, el stă zi și noapte cu dânsa, el o îngrijește, el o spală, el o hrănește. E ceva care te cutremură.